Bună ziua, doamnelor și domnilor! În ediția de azi a emisiunii ArtVest avem onoarea de a dialoga cu veneratul artist, domnul Constantin Flondor. Bună ziua, domnule Flondor! Bună ziua, mă bucur că suntem aici să mai discutăm de ale de ale picturii, de ale arte. Și mulțumesc că ne-ați onorat, sunteți prezent. Da. Acum o săptămână ne-am întâlnit și eu v-am servit invitația. Dumneavoastră ați zis că zilele trecute v-ați întors din zona Bucovinei. La ce eveniment ați participat? Da, a fost o tabără, Râșca, la o mănăstire, Râșca, la mai lângă Suceava, puțin mai spre sud de Suceava, 40 de kilometri, cam așa. O mănăstire veche, din tot de prin 1400, Petru Rareș, e tot constructorul și acestei mănăstiri, ca de altfel și celelalte din Bucovina. Din păcate n-am stat mult, fiindcă aveam o altă invitație, de data asta în Germania, la o galerie, Ritter Museum, un muzeu foarte important din Germania, unde am avut onoarea să intre în colecția acestui muzeu și o lucrare de-a mea de prin anii 68, cam așa de atunci. E o lucrare acolo și fiind un venisaj am fost și eu invitat și a trebuit să fug de la această mănăstire unde era un mediu foarte frumos, natura foarte frumoasă și să merg la acest muzeu unde din nou a fost o atmosferă unde m-am simțit foarte bine. Un orășel mic. Un orășel mic, totdeauna uit cum se cheamă, de-aia îmi permite să găsesc din nou plicul cu invitația, Waldenbuch, deci nu departe de Stuttgart. Da, aici sunt vreo 60 de kilometri de Stuttgart, acest Waldenbuch. Muzeul Ritter însă este un muzeu celebru în Germania, fiindcă aparține fundației Ritter, care face celebra fabrică de ciocolată în format patrat. Da. I-a rămas pe acest concept al patratului, cum de altfel și toată colecția ei merge pe geometria în care totul se subordonează patratului. Da, Waldenbuch. 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 Da. A fost expus o lucrare de a dumneavoastră acolo? Da, o lucrare veche de-a mea, e drept, are, iată, peste, cât să zic, de ani, peste 50 de ani, așa, dacă e din, să facem matematica rapidă, deci ea a fost prezentată la Bienala din Nuremberg în 69, o bienală de artă constructivă, chiar. Și această lucrare a fost prezentă acolo. E drept că ea este o jumătate din lucrarea care am prezentat-o la Nuremberg. Ea era dublată, cu totul simetric. O să putem vedea imaginea. Da. Uitați-o aici, poate cu la una din așa. Aceasta este lucrarea care acum se află la Waldenbuch. Da. Da, să o vedem și pe ecran. Ea e din 68. O lucrare era în momentul în care m-a interesat geometria, dar nu numai geometria, ci și dinamica geometriei, un fel de cinetism al imaginii. Deci prin deplasarea spectatorului, aici există o sticlă specială care creează prin mișcare o schimbare de imagine. Deci pătratele devin cercuri, cercuri devin pătrate, albul devine negru, negru devine alb. Așa, o lucrare care ei au achiziționat-o și după cum s-au exprimat nu o dată, ci de două, trei ori, sunt foarte mulțumiți de această lucrare, fiind prezentă alături de niște monștri sacri ai domeniului. Și asta, sigur că nu poate decât să mă flateze. Este chiar vorba de unul pe care l-am cunoscut și la Nuremberg în 69, un francez, François Morellet, care la Nuremberg avea un spațiu
era o lucrare de environment, de ambianță, de rezolvare a unei ambianțe. Era un spațiu închis, întuneric, prin care erau trase niște fire albe, rectangulare, la o distanță de un metru, un metru și ceva, construit un spațiu așa, în vertical și orizontal, luminat cu o lumină specială care transformă albul în violet, în albastru. Că cunoașteți, există efectul ăsta. În noapte se vede numai albul. Da, așa, o anumită fluorescență. Dar pe lângă asta avea un mic mecanism, aceste fire erau elastice, înodate la intersecție și ele se deplasau ușor. Aveai impresia că stai pe un vas, pe un vapor, pe valuri, fiindcă această deplasare crea o stare aproape fizică, da, și fizic participai la această stare. E acest François Morellet cu o săptămână înainte de acest venisaj împlinise 90 de ani și după aia a decedat. Deci această expoziție era și ultimul eveniment major. Da, el avea majoritatea lucrărilor, erau al lui Morellet, lucrări care le știam încă din 69, altele noi, altele destul de noi din ultimii 10 ani. Na. Și oricum, flatat de a fi alături expus. Și chiar în prezentarea celor de la muzeu, după prezentându-mi lucrarea mea, au și explicat-o destul de bine. De altfel am fost surprins. După aia au trecut direct la Morellet și au făcut și niște legături, analogii. Da. Asta a fost. Domnule Flandor, v-ați născut în Bucovina la Cerneuț. Drumul până Timișoara a fost destul de anevoios. București, Craiova, Timișoara. Exact. De unde a venit inspirația pentru a încerca această călătorie care durează aproape de 80 de ani pe aripile artei frumoase? Călătorie, vă referiți ce, la traiectoria artistică, inspirația, primii pași care v-au pus pe această călătorie? Da, e drept că de tânăr am avut o... Am început să am o inclinație pentru a desena, a face acuarele, a face una alta, dar cred că ea e transmisă cumva genetic, nu? Așa, de la tata și de la mama și chiar și de la fratele meu. Toți aveau preocupări în domeniul ăsta. Tata chiar și picta și desena, mama și ea... Am acasă o lucrare în ulei de-a lui mama, cu care sunt foarte mândru. Pare foarte... Am și expus-o, poate o să o mai expun cu un prilej, și lucrările celor care m-au născut și m-au format pe mine. Și așa, în familie, încet, încet, am început și eu, imitându-i pe părinți și pe fratele meu, să... desenez, să fac acuarele, la început foarte naive, foarte așa, flori și lucruri de tipul ăsta. După aia copii după un artist sau altul, dintre care cel mai mult m-a marcat un pictor romantic german, Richter, Ludwig Richter, nu Gerhard Richter, e o somitate acum, în pictura Germaniei. Asta e un Ludwig Richter, face parte din școala romantică și făceam acuarele plăcându-mi foarte... El și avea desene pentru copii și tineret foarte mult și poate de-aia am fost atras atunci, când aveam vârsta. Și eu 10-11 ani, eram și eu atras. După aceea însă m-a atras o reproducere care o aveam în casă, destul de mare, o compoziție istorică foarte amplă, cu vreo 40 de persoane, care se chema Intrarea lui Bogdan Hmelnitsky în Kiev. Era din istoria Ucrainei. Și era Bogdan Hmelnitsky pe un cal alb, așa, și întâmpinat de mitropolit, se vede că era o atmosferă de asta biserică ortodoxă. Și am început să o desenez.
am aflat, știam probabil că de atunci, că era o reproducere după o lucrare a unui unchi de-al meu, care se chema Ivasiuc, ucrainean, deci cum ar fi fratele bunicului dinspre mama. Mai târziu am aflat că această lucrare este foarte bine păstrată la Kiev, într-un muzeu de artă și istorie de la Kiev, și am fost mândru că și-am desenat-o, redesenat-o. Iar de atunci a intrat în mine această... M-am îmbolnăvit de pictură din momentul ăla și m-am dus, și m-am dus după aia la școala de arte, că exista în Timișoara, eu fiind deja timișorean de câțiva ani. Și ați ales Bucureștiul, ați terminat în București? După aia, după liceul de arte, sigur m-am dus la București. La, și ați am continuat acolo, da. Și am terminat prin 60, am terminat studiile. Ați efectuat mai multe călătorii în Germania de Est și ați studiat fenomenul Bauhaus. Cum ați reușit să regândiți curentul pentru realitatea românească? Păi da, după 62, când am devenit profesor la Școala de Arte din Timișoara, și, dar și ca artist, începusem să fiu preocupat de limbajul picturii și, în general, a imaginii. Trebuie să spun că Facultatea de Arte mi-a dat prea puține date, profesorii care îi aveam, nu erau la punct, puși, ce știu ce să spun, erau cei mai buni au fost dați afară de cenzura rusă, sovietică, care a deci vrut era un declin plen al facultății, da, era Ion vorba Andreescu din de realismul București. Socialist atunci. Alt curent, și au fost da. Schimbați cei buni, Steriade, Resu, Eustațiu Stoienescu, toți ăștia, când am venit s-au eu, au fost dați la o parte. Și au fost o altă garnitură. Erau și printre ei câțiva buni, că era Ciucurenco, era Corneliu Baba, era unul pe care Schweitzer cumpănă, pe asta l-am avut în anul întâi și am fost bucuros de la el. Mi-au rămas multe lucruri legate de pictură. Dar totuși ați rămas cu o lipsă. Da, pe urmă am trecut la alți profesori, mai puțin remarcabil în ceea ce privește limbajul și că pictura e și o știință. Eu până atunci credeam că merge numai așa. Pe, e bine, e rău, e frumos, e are așa, impact, așa. N-are impact, e vizual, da. E așa. Am descoperit însă și aici școala din Bauhaus mi-a oferit foarte mult, mai ales textele lui Paul Klee, că există un limbaj și o gramatică a desenului și a picturii echivalent cu muzica și literatura. Nu, numai acolo există gramatică, morfologie, sintaxă. Da. Iată că și pictura are niște legi, niște reguli, fie că le trebuie să le știi, fie că le respect sau nu, dar de știu trebuie să le știi, că și în literatură poți să știi gramatica, dar poți să o deviezi dacă da, ești da, un da, poet. Da, voit. Da, voit, sigur. Deci și sintaxa și aceste legi instinctual poate să funcționeze într-un artist plastic? Păi, eu zic că trebuie, adică... De exemplu, cred, nu toți studiază anumite fenomene cum ați studiat și dumneavoastră Bauhaus. Da. E, aici, dacă ne referim la pictura naivă, iată, sunt dovezi, oameni care numai printr-o sensibilitate și un fel de trăire a unor imagini pot realiza lucruri foarte bune. Dacă mergem însă în spațiu, cum ar fi vorbit de muzica cultă și muzica de folclor sau cum să-i spunem. Dar dacă vorbim așa, chiar Van Gogh, un pictor foarte intuitiv, știa foarte multe reguli despre culoare, despre contrastul de culoare, avea foarte multă, privea cu foarte multă luare aminte ce făceau impresioniștii din timpul lui. I-a vizitat de câteva ori, chiar dacă era sau nu foarte de acord cu ei, a preluat
chiar și tușa lui Van Gogh preia ceva din ce făceau atunci Manet, Sisley, da, așa. Problemele de culoare le știa. Ca dovadă, scrisorile lui Van Gogh către fratele lui Theo sunt raționamente de pictură și de limbaj foarte clare. Și ai zice că se zice că pictorul nebun, ori nu e așa. El a fost bolnav, a avut o problemă, fie de epilepsie, mă rog, se tot discută ce, dar din care avea momente avea momente de asta de mari suferințe, nu? Cum a fost și momentul întâlnirii cu Gauguin, unde a avut acea furie în care și-a tăiat urechea, cum a fost și sinuciderea lui, au fost toate niște momente care premerg acea criză. Dar altfel era avea o logică a picturii, chiar dacă ca om și ca ființă greu a putut să se articuleze cu alți oameni. Deci era foarte doritor de comuniune între pictori. Dar caracterul, el a visat, da. Caracterul da, nu își lăsa da, 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 să spargă bariera exemplu, personală. Da, nu, dacă nu mai vorbim, dacă ne ducem la Leonardo, nu mai avem ce discuta. Pictura e una cosa mentale, acolo e clar. Nu mai avem nevoie să mai aducem argumente. Dar oricare, Velázquez, Rubens, toți aveau meserie. După facultate, mă rog, erau niște etape scurte, inclusiv la Opera Română, la Teatru Maghiar, perioade scurte, dar din 62, dacă nu greșesc, ați devenit profesor la Liceul de Arte. Așa e. Da? Așa e, da. Și cunoștințele, studiile acumulate în Germania, în alte țări, cum ați reușit să le implementați? Păi, da, știu eu cum a fost. Eu cred că cunoștințele le-am câștigat totuși aici, adică, pe Paul Klee l-am cunoscut ca pictură mult mai târziu. Întâi am cunoscut textele și cărțile, care am avut șansa, chiar și prin Uniune se putea atunci să soliciți o carte din străinătate și îți venea. Da, 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 la membrii Uniunii, da, 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 și era un lucru bun. Și atunci aveai o listă de cărți și bifai. Uite, vreau așa și am bifat eu. Vreau Victor Vazarelli, vreau Paul Klee, studiile, nu știu, textele pedagogice ale lui Paul Klee, vreau Iacov Agam, așa. Și am obținut un material care l-aveam aici. Când m-am dus în Germania, mai ales la început, în perioada aia, mergeam în RDG. Da, evident. Așa, da. Aș putea, nu știu, nu este un semn de orgoliu, un semn de adevăr, că mai degrabă am transmis eu o lecție acolo la cei care m-am întâlnit, niște prieteni foarte buni, care se ocupau cu mail art-ul în Germania. Am ținut, am fost invitat de fapt de ei în atelier să prezint diapozitive cu ce facem în școală. Și noi deja făceam niște lucruri legate de geometrie, matematică, limbajul picturii. Și știu că ulterior câțiva dintre ei au fost atât de influențați de ce am prezentat că li s-a schimbat destinul. Stilul. Da, este unul Hubert, grafician, așa, care venea tot la cursurile unui pictor din unui artist de avantgardă, aș zice eu, din Germania, și a fost cumva deși un cerc rotund, adică informația vine din Germania prin Paul Klee, Kandinsky, Bauhaus, nu știu ce, vine, eu le prelucrez împreună cu grupul Sigma, facem probleme la elevi și mă duc cu problemele astea în Germania, care creează o revelație. Da, 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 e interesant circuit, acest traseu. Da, un circuit frumos și bine că care se poate întâmpla. Se închide exact acolo de unde da. Și sigur m-am dus și niște la școli de estetică industrială, design, Formgestaltung,
cum zic nemții, Formgestaltung, deci construcția formei, din Germania, însă erau mai seci, mai reci. Noi la liceu de arte nu vroiam să mergem atât de departe să facem design industrial, ci ca artiști, ca pictori, vroiam mai mult să limpezim faptul că imaginea are o gramatică și o geneză pe care te poți baza când o construiești. Asta era partea fierbinte. La nemți, acolo unde m-am dus, în Berlin, Halle, chiar și la Weimar, școlile care le-am văzut acolo erau foarte pragmatice, adică mergeau pe lucruri clare de a construi obiecte. O făceau bine, însă pentru mine era un lucru prea rece. Prea eu, fiind pictor, fiind totuși pictor, da, mă interesa în poezia imaginii. Ați predat 3 decenii la liceul de artă, după care ați trecut la Facultatea de Artă Frumoasă în Timișoara, unde iarăși 11 ani ați predat până în 2002. Care erau principiile țintite în crearea unei noi generații de artiști plastici? Bine că ați făcut un calcul atât de exact, nici eu nu mai știam care sunt anii de la liceu și așa, m-ați ajutat aici să limpezim anii mei de profesor la liceu și cele de la facultate. Stați să mă gândesc ce aș putea, fiindcă întrebarea dumneavoastră poate fi și să o dezvolt foarte ramificat sau să o adun spre ceva. În orice caz, ce mi-a plăcut mie sau ce am urmărit eu ca profesor în decursul acestor ani, care sunt, după, dacă facem suma, peste 40 de ani de pedagog, e ca să îmi țin mereu tinerețea de profesor. Ca profesor și cum? Printr-o comuniune cu partenerul meu care era elevul. Deci nu consideram elevul o entitate minoră, iar eu profesor un ex-catedra care vine și știe și dă informații la care elevul trebuie să dea replica identică cu ce am enunțat eu. Nu mergeam pe ideea asta, mergeam pe ideea întrebărilor, poate puțin a la Platon, dar și Platon cu vorbitorii lui era omul care le știe pe toate și demonstra că și ei știu ceea ce știe Platon prin întrebare și răspuns. Dar eu veneam chiar cu lucruri pe care nu le știam. Eu veneam și cu întrebări care erau întrebări sau niște gânduri crude chiar și pentru mine. Deci încercam împreună cu elevii să dezvoltăm o creativitate comună. Deci, între elev și mine... Erau parteneri egale. Exact, în planul creativității. Eu eram, drept, ceva mai informat, dar fiind mai informat, aveam și mai multe întrebări și nelămuriri. Și uneori le puneam. Uneori, sigur, veneam și cu lucruri clare, că trebuie pictura să scrie așa, există 7 contraste ale culorilor, există cutare, veneam și cu informații. Dar pe lângă asta, din când în când, venea și câte o chestie pe care hai să încercăm să lămurim împreună. Și asta am făcut-o și ca profesor. Asta ar fi o esență din... ca să răspund dumneavoastră. Cum se intersecta artistul și profesorul în dumneavoastră? Foarte pe scurt. Da, la început am intrat în panică, am zis, domne, ca profesor, adio meserie, nu ai timp să le faci pe amândouă. Am reușit să creez acest echilibru. Tocmai că problemele mele erau și problemele la clasă. Nu aveam un secret al meu și așa. Și am reușit să fac această armonie dintre timpul consumat pentru clasă și timpul meu de atelier. Am reușit. Mai ales la început. Gândiți-vă că am început și eu pedagogia
eram la 30 și ceva de ani când am fost profesor, ba chiar la Nuremberg, la Bienală, când m-am dus aveam 33 de ani, nu? Dar aveam câțiva ani de profesor, doi de vreo 5 ani eram deja profesor. Și îmi puneam, aveam caiete, caietele mele de pedagogie erau și caietele mele de creație. Îmi puneam probleme privește arta. Ele erau și pentru mine și continuam. Și. Da, deci întâlnirea cu elevi era o continuare a problemelor mele de atelier. Și așa. Propun să facem o scurtă pauză, după care să continuăm cu partea a doua a emisiunii și să discutăm despre gruparea Sigma Prolog. Bun. 111. Da, ne vedem peste puțin timp. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că invitatul de astăzi este artistul plastic Constantin Flondor. Vă salut din nou în studio. Da, mă bucur. Domnule Flondor, cum am propus la finalul primei părți, să atacăm capitolul grupuri concepute și lansate în Timișoara, să vorbim despre grupul 1+1+111, despre grupul Sigma, evident, și despre grupări Prolog. Haideți să începem cu prima grupare, cu 111. Da, a fost o fericită întâmplare ca să, ajungând profesor la liceu de arte, să mă întâlnesc cu Bertalan Ștefan, care venea de la Cluj, repartizat tot la liceu de arte. Primul contact l-am avut cu el și să, prin dialogurile pe care le făceam la liceu în timpul pauzelor în sala, așa zis, profesorală, era o sală mică în care ne întâlneam 2-3 profesori, dar de specialitate, să simțim afinități. Și așa s-a creat o apropiere, în primul rând, de Ștefan Bertalan, ca după aceea, prin, nu mult după aceea, prin scriitorul care, din păcate, a părăsit Timișoara, Livius Ciocârlie, care era, mă rog, o somitate în domeniul respectiv, fiind și prieten cu
familia soției mele din de mult, așa, un prieten și iubitor de artă. El a și lucrat și la muzeu o vreme. Mi-am pus întrebarea dacă nu vreau să cunosc pe Roman Cotoșman, că se pare un artist care are ceva afinități cu frământările mele. Trebuie să menționez că eu atunci eram într-o mare vervă și făceam experimente foarte puternice pe probleme de imagine. Intrând deja în cunoștință cu problemele lui Paul Klee, cu Vasarely, cu arta optică, cu tot, mă rog, ce se întâmpla atunci. Și asta a creat și legătura mea cu Bertalan. Și așa am cunoscut pe urmă și pe Roman Cotoșman. Și toți trei am intrat într-o bună comunicare, am simțit afinități în preocupările noastre. Am început să fim apropiați de o relație între artă și știință, între artă și cibernetică, și nu departe ne aflăm acum într-un domeniu care ține de arta cinetică și arta optică, așa. Și așa am început să și expunem și a fost un moment, cam prin anii 67-66, să verificăm puțin aici, când toți trei am fost acceptați să expunem cu lucrări 66, așa. Toți trei am fost acceptați să expunem lucrări non-figurative, ce era un moment în plin realism socialist, zicem așa. Așa. Și după acest moment din 1966, tot întâlnindu-ne toți trei, am început să discutăm, hai să ne definim ca un grup. Avea și Cotoșman un exemplu din Franța, grupul de recherche vizuel, era un grup de cercetări vizuale în Franța și a trebuit să fim și noi, tot ne simțim așa bine împreună, să ne și definim ca și grup. Și, așa, și cum să ne definim? Suntem 3, 1 plus 1 plus 1. 111. Pe scurt, lumea zice 111, dar e de fapt 1 plus 1 plus 1. 111 s-a transformat în Sigma. Gruparea Sigma? Da, așa e. Erau principiile, tematicile care vă frământau? Păi, în 1 plus 1 plus 1 nu aveam... sigur, fiecare avea individual, că erau trei individualități, de-aia e 1 plus 1 plus 1. Da. Fiecare avea ceva personal, dar toți trei mergeam pe problema asta de geneza imaginilor vizuale, de care ce vorbeam eu și la început, de gramatică, morfologie, așa, lucrările urmăreau o imagine estetică care să creeze un stimul pentru privitor. De aici erau variante în care, hai să zicem, Roman Cotoșman mergea mai mult pe o direcție ce ținea de cibernetică. Bertalan era foarte intuitiv, foarte pasional în imaginele lui, dar și el, ca și mine, lucrările mergeau pe geometrie și pe o dinamică care depindea de deplasarea privitorului față de imagine. Deci aici, așa. Grupul Sigma dezvoltă mai departe problema, dar se bazează foarte mult pe ce a fost 111. Că a dispărut 111 a fost faptul că Roman Cotoșman, după Bienala, că a urmat, noi am avut o expoziție, noi trei am avut o expoziție la Calinderul, la București, care a creat o impresie foarte bună și imediat Uniunea Artiștilor ne-a propus să participăm la o bienală, să reprezentăm România la Bienala Internațională de la Nuremberg din 69, care avea și un, o să trebuie să vă menționez, avea și un generic foarte frumos,
elemente și principii, care nouă ne-a plăcut foarte mult tema asta. Așa. Ca să revin după această paranteză, Roman Cotoșman rămâne în străinătate, ne întoarcem noi doi, nu mai puteam fi un grup. Dar am redevenit grup venind încă tineri absolvenți de la Cluj, era Doru Tulcan, Rusu Elisei, Ion Gaeta. Toți trei se apropie puternic de noi și așa că reformăm un grup. Acum avem 5 membri. Denumirea Sigma. Și Sigma, care înseamnă sumă, nu? Sigma, sumă. Însemnând sumă, se mai schimbă ceva. Ambiția noastră a fost ca să lucrăm efectiv împreună, să multe din lucrările noastre nu mai poartă semnătură individuală, ci poartă semnătură de Sigma, ele fiind lucrate în grup de câte 5, la care a aderat și un matematician, care era Codreanu, Lucian Codreanu, matematician. Așa că noi 6 lucram, discutam împreună. Ceea ce nu a însemnat că nu am avut și lucrări individuale. Se dovedește și în această carte, dar și în ce am făcut, că am avut și lucruri de grup, efectiv de grup, dar și lucruri personale. Bertan avea ale lui, chiar și Tulcan, Flondor respectiv avea problemele lui personal. Da. Cum s-a ajuns la masa critică să se formeze gruparea Prolog? Masa critică, da, vine prin 81, 82, ani 80, atunci se... Păi e tocmai această nevoie că după lucrarea asta în comun, fiecare a simțit nevoia de a se dezvolta personal. Și Tulcan, și Bertrand, și cu mine. Eu am simțit această nevoie de o revenire la pictură, că toată perioada asta de aproape 10 ani, pictura, nu știu dacă a fost inexistentă, dar pictura devenise... Nu era prezentă. Da, nu era prezentă. Devenise geometrie, structuri, probleme de organizare a spațiului, spațiu tridimensional, asta nu mai putem spune că suntem în spațiul picturii, ce l-am depășit, am intrat poate și într-un domeniu care ține de arhitect, ține și de altceva, ține de ingineria spațiului, așa. Dar ca după o călătorie foarte lungă, ca oricare dintre noi când merge mult prin lume, se face un dor de casă, mie mi s-a făcut un dor de revenire la pictură, dar pe spirala în care am fost împins în această dezvoltare de 10 ani. Prolog, ca definiție, era introducerea în pictură a cazul domnului Flondor. Da, eu puțin înainte de a ca fi... Ca definiție, prologul prevestește pro-logos, ceva. Prologos. Dar revenirea mea la pictură a fost cu câteva momente înainte, deja începusem eu să revin la pictură, să reintroduc culoarea în multe lucruri, să revin la pictura în ulei, să revin la un contact direct cu natura, până s-a întâmplat la Teremia Mare, într-o tabără în care face să fim mai mulți pictori, între care cel mai în vârstă era Paul Gerasim, actualmente are 92 de ani. Cel mai tânăr Mihai Sârbulescu, pe urmă mai este Paraschiv, care trăiește la Paris, Horea Paștina era. Și atunci gândul a fost al lui Paul Gerasim, care a zis haideți să ne întâlnim toți în primăvara viitoare într-un loc. El a propus Tescani, este casa unde a locuit și a stat Enescu
cum a rupt ca Canta Cusino, soția, viitoarea lui soție, și să mergem într-o luna mai, fiindcă atunci este acolo o livadă de mere, atunci înfloresc merii, iar noi să o luăm ca de la începutul lumii. Adică să uităm toate achizițiile noastre artistice, cunoștințele, să luăm ca de la început. Mă rog, e un demers puțin utopic, dar la care noi ne-am străduit să ne articulăm în felul acesta. Și atunci așa s-a născut acest prologos, nu? Care logos înseamnă cuvântul, înseamnă un început, înseamnă totdeauna... Cunoștință. Da, este și știință și credință, îmbinările aceste două, nu? În simbolistica dumneavoastră, care este traiectoria de la floarea de măr până la fulgul de nea? Da, este un traseu nepremeditat, dar probabil că așa a fost să fie, așa s-au întâmplat lucrurile. Floarea de măr a fost acel început în care cu toții am luat aminte că floarea de măr are și ea o geometrie, are o construcție, are multă poezie, are o simbolistică a paradisului, nu? A paradisului, un paradis regăsit, să zicem, ca să ne spunem pierdut, să regăsim prin pictura. Așa, după care a început acest contact epidermic direct cu natura și în care m-a interesat, e greu de spus cum am ajuns, să zicem, floarea de măr, m-a interesat cerul, norul, norii, sunt și ei albi, au și o construcție fragilă, legat efemeră. De nori, da. Pari, m-am uitat la câteva lucrări, unele dintre nori pare așa ca cum ar fi niște ființe. Da, pare. O trimitere la transcendent, la suflete rătăcite? Nu mă duc până acolo. Le admir ca formă, le admir ca o realizare a divinității, nu? Că trăim într-o lume creată de această inteligență supremă, nu? Să zicem, să-l numim pe Dumnezeu. Ori mă uit și mă bucur cum ea se modifică, cum ea există, cum ea plutește, cum ea trăiește. Bineînțeles, pot fi demonstrate de fizicieni că are o anumită greutate, că face să plutească, are o anumită morfologie. Norii au de diferite denumiri, cumulus nimbus, cirrus, sunt în sensul ăsta niște ființe, da. Niște ființe ale naturii, care iată, și mă bucur în sine. Fulgul de nea este o altă inteligență care a apărut pe această lume. De ce este ea întotdeauna hexagonală? Nu e un pentagon ca floarea de măr, e un hexagon. De ce? Tot pe baza unor structuri interne ale cristalizării care o determină să fie întotdeauna hexagonală. Cu la fel de plăpândă și firavă, ca și poate mai plăpândă și firavă ca floarea de măr, nu? Ea e un mesaj iară ceresc, vine pe pământ, ne atinge obrazul, paltonul, mâna, imediat dispare sau se contopește în altceva care pe urmă o numim zăpadă, nu nea, da. Omăt, cum există în românește, iată că există nea, zăpadă, omăt. Am văzut că eschimoșii au vreo 30 de denumiri pentru sinonime pentru acest fenomen al iernii. Arta întotdeauna își forțează propriile bariere. Cum să abordăm această afirmație prin prisma citatului că nimic nu este nou pe sub soare? Păi da,
Da, nimic nu e nou sub soare. Iată, aici este o frumoasă diferență în favoarea a ceea ce este sub soare, deci în favoarea naturii, față de fenomenul arte. Fenomenul arte, mai ales în ultima perioadă, are un ritm de generarea noului. Are această ambiție, uneori aproape bolnavă, de a genera mereu o cantitate mare de nou. Natura merge pe alte căi, natura merge prin repetiție. Dacă arta are ceva din Don Juan, în care întotdeauna are apetit să guste ceva proaspăt și nou, natura face o repetiție ciclică, de care nu te saturi, tu ca om, ca gustător, degustător al naturii, nu te saturi niciodată. Primăverile, eu ajung la 80 de primăveri, toate primăverile sunt la fel de tinerești, la fel de proaspete, la fel de puternice ca primele. Fulgii de nea au întotdeauna aceeași structură, sigur se zice că nu seamănă un fulg de nea cu cealaltă, dar în structură, în baza ei, se repetă infernal. Crăciunul îl repetăm an de an, Paștele, sărbătorile, toate revin ciclic și au o putere interioară care nu se consumă niciodată. Aici trebuie să fie atentă și arta să atingă adevărurile care nu obosesc. Nu se... Că altfel, de-aia, aș zice mult că sunt un dușman, dar nu sunt pentru arta cu poante, arta cu găselnițe. Că există, la un moment dat, în artiștii, nu numai cei tineri, chiar uneori și mai copți la minte, care au pasiunea asta de a găsi totdeauna ceva care îi pune care, în față. Da. Ori eu aici aș merge pe inversul problemei, de a te întoarce, de a, la spunea, esență. Da, spunea cineva foarte frumos, să avansezi, să mergi înainte privind înapoi. Asta ar fi. Da. Și iată că am ajuns la acest capitol, reiau, am mai spus-o, o vorbă foarte frumoasă a lui Gustav Mahler, care vorbește despre tradiție. Zice, tradiția nu este idolatrizarea cenușii, ci transmiterea focului. Asta înseamnă tradiție. Să preiei acel foc inițial și, sigur, arta trebuie tot timpul păstrată proaspătă. Și aici este un merit a artiștilor de avangardă, celor buni și cei serioși, că au încercat tot timpul să mențină trează. Pictura trebuie să fie una proaspătă. Deci aici e diferența care o fac eu între ce m-ați întrebat inițial, cum e cu natura și cum e cu nimic nu-i nou sub soare. Da. Unele lucrări a dumneavoastră conțin cuvinte. Cum această intersectare, acest amalgam al literaturii cu pictura? Da. Uneori, într-adevăr, am simțit nevoia să încarc cu o anumită simbolistică imaginea și folosesc cuvântul ca un ajutor. Alții, cum a fost Paul Klee, uneori folosea și el cuvântul scris direct în imagine, uneori numai o literă, dar foarte mult la Paul Klee este un dialog între imagine și titlu. Chiar titlul lui este întotdeauna foarte semnificativ, fie cu umor, fie cu accent mai filozofic. Și atunci este un joc între imagine și titlu. Eu uneori introduc cuvântul direct în lucrare și nu sunt singur dintre artiști care procedează în felul următor. Scriitura îmi place de asemenea cum poate să se asocieze cu
imaginea plastică și uneori, sigur, mă duce la Leonardo, care avea desene și cu texte secrete scrise cu mâna stângă, cu efect în oglindă. Deci sunt mai multe lucruri, dar important e că uneori mă slujesc de cuvânt pentru a sublinia ceva din semnificația imaginii. Când vă așezați în fața șevaletului, cum decurge actul artistic? Prin raționament, calcule, inspirație sau mâna lui Dumnezeu? Bun, întrebarea e bună. Cred că din toate câte ceva, există un preludiu, există ceva care premerge imaginea, există fie un apetit pur și simplu, poate fi un apetit așa pur și simplu, și mai ales când sunt în natură, îmi vine așa un chef rapid, văd imaginea și încep să pictez. Când sunt în atelier, trebuie să am o imagine mai coagulată, trebuie să am și o trăire mai puternic în planul interior, pentru ca să o pot transpune în imagine. Iar deci există mici raționamente, dar există și momente de pierdere a rațiunii și atunci, cum ați spus, cu mâna lui Dumnezeu pare că acționează și simți, dar nu simți imediat, simți poate după aceea. Poate după aceea stai, cum am făcut această imagine, fără să jude, fără nimic. Probabil că cineva m-a ajutat, da. A mai fost cineva lângă mine care să mă împingă culoarea sau tușa în felul ăsta sau în felul ăsta. Deci uneori ele se interferează. Mâna lui Dumnezeu nu vine prea des, da? Sau știu eu când vine. Nu pot să știu. Poate prezența asta divină să fie și în momentul gândirii, bineînțeles. Adică, de ce mă apare la un moment dat o inspirație, cum spuneți? De ce mă apare la un moment dat o idee? Da. Cât e meritul meu sau cât vine de undeva acest impuls? La 80 de ani, după o carieră imensă, ce credeți că încă nu ați pictat? Sau ați vrea să o pictați? Nu pot să zic că am ceva care simt nevoia să epuizez, că aș face imediat. Da, imediat da, dar totuși în incubație, că sunt niște idei, sentimente. Ce mi-aș dori de la vârsta asta încolo, să pot să am o continuitate fertilă și nemonotonă. Asta așa aș putea spune. Adică aș prelua din nou lucruri care am mai făcut, fără să mă autoplagiez, adică să aibă o prospețime. De exemplu, fugi de nea. Da. Voi mai picta? Nu voi mai picta. Rămâne de văzut. Nu am un program încă foarte bine definit. Mă voi întoarce la floarea de măr, voi merge câtă geometrie, cât ermetism sau cât contact direct cu natura voi folosi, rămâne pe baza unor trăiri și pe baza, sper, a unui șoapte pe care să o mai primesc din când în când și să nu fiu lipsit de aceste, să am această ascultare, puterea de a asculta unele șoapte care poate să mai apară. Cum sună ars poetica maestrului Constantin Flondor? Aș zice așa, tot de la o întâmplare aș pleca, la o tabără făcută de un tânăr care vrea să cheme numai artiști mai în vârstă, așa peste 60 de ani. Deși eu am zis, bun, vin, am peste 60, în regulă, dar hai că vreau să vin cu grupul Prolog și între ei mai sunt și câțiva care au 50 și așa și să vină. A fost de acord, așa, și acolo erau scris o lozincă, nu știu ce, tabăra maeștilor. Și imediat am zis, nu-mi place cum sună povestea asta, dar să ține ori și de vârsta. Maeștri, sigur, au fost mici maeștri olandezi, maestri Leonardo, Rembrandt, nu știu ce, Lucian, Grigorescu, putem spune, dar în cazul nostru nu.
Mi-ar place mult mai mult să scrieți, și aici răspund la întrebarea dumneavoastră, pictura e, pictura înseamnă gospodărirea neputințelor. Așa, ce atotștiutorii maestri, gospodărirea neputințelor. Și asta am folosit-o des. Până mi-a zis unul, și asta m-a îmbogățit și mai mult, dar știi ce înseamnă gospodărire? Vine de la gospod, de la Doamne, de la Dumnezeu, de, nu? Da. Slavă, Doamne, da, da, slavă. Gospodin, gospodin, nu? Și cu atât mai frumos, iată, se leagă lucrurile, gospodărirea neputinților. Ai niște neputințe, Dumnezeu te mai ajută și se întâmplă arta. Aici aș mai adăuga că mi-a plăcut totdeauna ce zicea George Braque, că să-ți transform defectele în calități, zicea Braque. Da. Domnule Flondor, mulțumesc că ne-ați onorat, că ați fost cu noi. Vă doresc sănătate. Mulțumesc, asemenea, de invitație. A fost onorat. O ascultare pentru a capta, a percepe mesajele divine. Mulțumesc mult. Mulțumesc mult. Mulțumesc și pentru dumneavoastră. Ne vedem peste o săptămână. La revedere. Oh.